Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Bine v-am regăsit! Suntem la Bucovina TV, suntem la 90 de minute exclusiv. Alături de noi se află astăzi viceprimarul Suceavei, viceprimarul PNP al municipiului Suceava, domnul Marian Andonache. Bună seara, domnule viceprimar! Bună seara, domnule Chira! Mulțumesc pentru invitație! Bună seara, telespectatorilor! Ați sesizat că nu v-am mai coafat de data asta. N-am mai zis nimic nici de rău, nici de bine, nici de stânga, nici de dreapta. Am intrat direct în a vă prezenta. Știți de ce? Pentru că n-am avut ocazia, dar eu mi-am anulat concediu și mulți suceveni au făcut la fel ca mine, gândindu-se că de la 1 octombrie se poate să se plimbe cu bărcuța în zona de Agrement Tătăraș, așa cum ne-ați promis dumneavoastră la ultima emisiune pe care am avut-o aici. Așa că, la sfârșitul emisiunii, o să vă dau factura de la concediul pe care l-am anulat, da? Bine, nu că ați fi dumneavoastră vinovați. Îmi spuneți de ce nu m-am putut eu bucura în Sucevean în 2017 de acest parte tăraș? Ce s-a întâmplat acolo? Dacă vreți o plimbare cu bărcuță, putem să o facem. Bun, n-aș vrea să mă dau un bărci chiar așa de tare cu la câte tăraș, da? Trecând una peste alta, ce s-a întâmplat? Erați foarte optimist la ultima noastră întâlnire. Foarte optimist. La modul erați optimist. Adică ceva s-a întâmplat. Ce n-a mers? Lucrurile acolo, la început, mergeau foarte bine. A fost un moment cu o sincopă a banilor. Nu s-a putut achita la început niște facturi. Un pic lucrările au continuat mai așa, nu prea în forță, dar au mai apărut și niște probleme, niște lucrări neprevăzute, pentru că, nu știu, vă spuneam și în altă emisiune, acest proiect are o vechime de vreo 7-8 ani. Atunci, la acea vreme, nu s-a luat în considerare starea, adică iazul era într-o stare altfel decât îl găsim acum. Spre exemplu, dacă discutăm de lucrări la dig. Digul e ok, e în regulă, însă pereul digului este foarte afectat și trebuie obligatoriu reparat. Au mai apărut niște lucrări la un zid de sprijin, care în momentul acela nu erau prevăzute și pot să vă enumăr multișoare, inclusiv faptul că ne-am dorit un pic altfel de lucrări în acea zonă și o să vă spun și despre aceste lucrări, pentru că deși zona de agrement, vă spun, în momentul de față mai e un pic și se termină, arată, după părerea mea, extraordinar, însă parcă ar mai trebui o pată de culoare în acea zonă, în așa fel încât să fie folosită la maxim. Și pata asta de lucrare, cine o va da? Sau ce o va da? Bine, asta va fi o etapă a doua. Vom intra cu niște lucrări noi în interiorul zonei de agrement. E păcat ca acea zonă de agrement, vă spun, atât de frumoasă va ieși, să nu aibă o tiroliană care va atrage, spun eu, extraordinar de mulți oameni. Chiar și oameni maturi. O tiroliană poate fi pentru cei mari, o tiroliană pentru copii și chiar și o zonă de bowling. Bowlingul care... Bowling? Bowling. În aer? Avem loc pentru două piste de bowling. În aer liber? În aer liber, da. Nu știu. Interesant. Da. Ați mai văzut piste dintre astea. Spre exemplu, Costineștiu, în studenția mea, erau piste de bowling... N-aș vrea să vă jignesc, dar cred că am făcut facultatea în perioade diferite, să știți. Iar eu n-am avut ocazia să merg în timpul facultății. Am făcut facultatea la Constanța, dar am făcut-o 93-97. Erau și atunci. Erau și atunci? Nu știu dacă vor mai fi și acum. M-am uitat după tot, cu totul altceva eu la Costinești, când mergeam pe acolo, decât după piste de bowling. Dar de unde v-am zis de asta, cu bowlingul, cu tiroliana? Deci două tiroliane, una pentru tineri, pentru o anumită vârstă și una pentru vârstă. Facem acum un studiu, discutăm un pic pe tema asta, să vedem și ce ar însemna ca sumă, să o introducem în lista de investiții, să executăm studiul de fezabilitate anul ăsta, poate și parte de proiectare. Execuția nu cred că va mai putea începe anul ăsta, dar la începutul primăverii să începem, nu va dura mult lucrările, în așa fel încât undeva, spun în mai sau în luna mai, să putem deschide zona de agrement, inclusiv cu aceste lucrări noi care sunt de impact pentru public. În momentul de față avem, o să avem teren de golf,
o să avem un loc de joacă și locul de joacă era un pic mai mic în momentul ăsta. De asta am încercat să extindem. E undeva la 1000 și ceva de metri pătrați, cel mai mare loc de joacă din municipiul Suceava. Pentru copii? Pentru copii, da. Pentru copii. Teren de golf pentru copii, oameni mari. Vor fi foarte multe dotări în zona respectivă, terenuri de, teren de fotbal, teren de basket, mini-fotbal, bărcuțe, biciclete. Încă se mai pot face multe în această zonă de agrement, lucrări care nu au fost gândite la momentul respectiv în tema de proiectare. Cine va administra până la urmă această zonă de agrement? E o discuție, din punctul meu de vedere, eu o văd administrat, scoasă la concesiune, să fie administrată de un privat, de un privat obligatoriu, pentru că primăria nu are cum să administreze astfel de zonă. Avem probleme acum pentru că cei de la firma constructoare termină lucrările undeva pe 27-10 este termenul de... Ah, luna asta. Da, luna asta termină lucrările. Mai puțin Tiroliana și Baulingu. Bun, asta nu le intră lor în contract. Undeva până la jumătatea lunii noiembrie, probabil mai sunt lucrări de curățenie, să definitiveze totul, dar lucrările terminate. Au spus că bonus ne mai asigură o perioadă de pauză, de pază, de încă vreo 2 săptămâni, dar noi de la 1 decembrie trebuie să intrăm cu pază, chiar dacă nu o să-i dăm drumul, pentru că e perioadă de iarnă, să spunem, poate va fi și zăpadă în momentul ăla. Trebuie să asigurăm pază și paza nu e un lucru ușor, pentru că avem foarte, foarte multe dotări în acea incintă, deci în 5 hectare și ceva, sunt foarte multe de păzit. Eu știu, 2-3 faza se va face cu o firmă de pază, pentru că nu reușim clar cu polițiștii locali. Poate ar mai fi nevoie și de camere de luat vedere, să vedem în lucrările pentru la anul, poate prindem și așa ceva, și aș mai vrea un sistem de irigații, pentru că s-ar preta în acea zonă, vă spun, arată partea care s-a gazonat, arată superb. E o minunăție zona respectivă. N-am văzut încă, nu știu chiar ce se întâmplă acolo. Dar pentru Baulingu și Tiroliană veți face o licitație nouă? Veți da, va fi ceva separat, clar. Va fi o lucrare cu totul separat. Sper să găsim și un proiectant care să știe să proiecteze așa ceva. Mă bănui că o să găsim și un executant. Ea ar putea fi făcută și, nu știu cum au fost făcute în alte zone, tip, nu știu, Parc Aventura Parc sau... Este și pe la Gura Humorului, din câte și am văzut. La Gura Humorului, dar acolo cred că e făcută... Poate Adorn iarăși are o tiroliană care trebuie să cred că e dată către o firmă privată, ei au executat-o și ei încasează banii. Nu, noi vrem efectiv să o execute, să o executăm noi primăria și... În momentul când se va concesiona toată zona de agrement către un privat, el să gestioneze sunteți foarte zona optimist. Respectivă. Credeți că terminați până în mai 2018? Păi bun, Tiroliana ar fi poate un... Chiar am discutat cu specialiști. Tiroliana poate ar lua... Sau ca și valoare ar fi cea mai mare. Dar practic sunt niște... Stâlpi de beton, niște ferme de beton, fundație, care n-ar trebui să dureze așa atât de mult. Dacă... Chiar putem poate să scoatem la licitație, nu știu, și în decembrie, în așa fel încât să execute lucrările de metal undeva în atelier, iar cum s-a făcut vreme bună, să înceapă fundațiile. Da, undeva lucrarea poate să execute în 30 de zile. Așa că... Da, închipuiți-vă că dumneavoastră a spus că vreți să scoateți la licitație. Eu sunt nu îngrijorat, că la un moment nu-i motiv, n-am eu motiv să fiu îngrijorat, dar mă uit și urmăresc cu surprindere și cu stupoare de multe ori că o licitație absolut normală și ușoară, la urma urmei, ajunge să fie dusă pe o perioadă de un an jumate. Prima dată nu sunt ofertanți, a doua la treia strigare, la treia strigare vin patru, se contestă unul pe celălalt și ajungeți că 2019 ne prinde alege din 2020. Bun, speranța că nu se va întâmpla așa ceva. Oricum, zona de agrement va fi deschisă către public în primăvară, clar. N-ar fi o problemă, se poate lucra și în paralel, fără probleme. Da, pista de bowling nu o aveți în cap? Știți cam ce vreți să faceți acolo? Ați spus cu două piste de bowling, cu două culoare sau cum? Două culoare. Nu e foarte mare, e destul de...
Nu e foarte mare, e un loc așa, un colț unde s-ar preta, un loc liber unde s-ar preta. De ce nu dați operatorii privat care vine posibilitatea să-și creioneze el altceva? Poate vine cu o idee mai bună. Sau nu are voie? O să vedem și concesiunea cum va fi. Ar trebui și operatorului privat să-i dai voie să-și desfășoare activitate, așa o văd eu, să las să-și facă o terasă pe oriunde ar vrea, nu să meargă numai pe... Vor fi terase acolo? Vor avea oamenii ce să facă? Terase, deci va fi o zonă cu o cafenea, chiar la intrare în zona de agrement. Bun, cafenea, o beau cafea, dar câte cafea, aș mânca și eu ceva. Vor fi foarte multe mese de picnic, unde lumea poate să vină cu grătare. Cu... Așa, vom avea și grătare, sigur. Sunt dotări în zona de agrement, mese de picnic și vreo 20 de mese și vreo, nu, 10 mese de picnic și vreo 50 de bănci. Suplimentar, prin direcția domeniului public, mai achiziționăm încă 20 de mese de picnic în așa fel încât să acoperim întreaga suprafață, pentru că în proiect nu au fost prevăzut cantitățile normale, care mi se par mie dotările normale. Chiar și la bărcuțe sunt foarte puține și la biciclete foarte puține. Câte bărci aveți? Nu știu, undeva la 5 bărci, parcă. Vai. Dar, nu știu, hidrobiciclete și bărci. Iar ca biciclete, tot vreo 5. Deci, va fi cu coadă. Puține. Cu rezervare puține, din timp, da. Îți faci rezervare cu o săptămână înainte dacă vrei să-i dai cu barca pe lac. Dar până la urmă, eu zic că va fi o zonă de relaxare, o zonă de plimbare. Bun. Au pistă și bicicliști, nu e o problemă, însă eu așa o văd mai mult ca pietonal. O să fie la concurență cu strandul. Pe care strandul. Tot... Care va fi cândva. Dacă va fi cândva strandul ăla făcut. Da, deja discutăm de altceva. O să vedem întâi, să vedem proiectarea la strand, să vedem studiul de fezabilitate, proiectul și după aia discutăm. Acolo avem o mică problemă cu accesul la locația strandului. Trebuie să... Sunt terenuri private și, din păcate, trebuie să trecem peste problema asta, să găsim soluția. Accesul în ce sens? Păi nu e... Nu dă drumul direct în strand, în intrarea din strand? Nu, deci până la strand e un teren privat, am înțeles și... Foarte interesant. Da, spuneți-mi, zona aceasta de agrement, Tătăraș, va fi un fel de bijuterie a curhanei primăriei Isceava, nu? În materie de distracție, de entertainment local. Cu siguranță e o zonă mică de agrement. Nu putem vorbi de ceva extraordinar de mare. Parcul Șipote, na, când îl vom avea, se va... Acolo putem vorbi de o adevărată zonă de liniște, de o adevărată zonă de agrement. Dar vă spun, nu mă gândeam că o să iasă așa ceva nici aici. Deja eu o văd plină de viață în primăvară. Și foarte căutat. 1 mai? O anunțăm de pe acum? Deci indiferent, are, nu are tiroleană, are, nu are pistă de bowling... Zona finalul asta? Școlii, la intrarea în vacanță. Dăm drumul la... Să oferim copiilor... Deschidem porțile. Da, bun, nu, v-am zis că ea poate fi deschisă acele lucrări. Poate nu, se vor, nu vor fi terminate execuția lor. M-ați strânit puțin cu povestea cu strandul. Cum există acces la strand? Nu pe drum, nu, în jurul strandului. Au fost foarte multe hotărâri în jurul persoane care au avut teren în acea locație. Eu țin minte în 1998 când s-a preluat strandul Ministerul Sporturilor de la CSM. L-am preluat în baza unui protocol de colaborare. A fost... destul de mare, generoasă acolo, dar în urma proceselor oamenii au fost în posesie, au fost puși în posesie oameni care aveau teren în zona respectivă. Bun, și acum în ce situație vă aflați? Acum chiar văzând zilele trecute, cred că am văzut un plan strand, efectiv, ar trece peste un teren privat. Ei, ca să... Deci, din drum, ca să ajungi la strand, este într-o fișie privată. Da, da, da.
Perfect. Deci, privați sunt peste tot în jurul. Deci, ca să înțeleg. Bandului. Dar trebuie să aibă, trebuie să... Dar trebuie să aibă acces? Cum? Au resitit pe drum cumva terenul. Sau cum ai făcut? Am avut o discuție, am văzut numai... Ce veți face cazul Ștrandului? Cum veți... Nu, dar se va rezolva situația. Eu zic că se va rezolva. Adică chiar și persoana respectivă... Dacă la piața echip se va rezolva... Acolo tot se spune. Dacă instanțe. Până acum cât a fost strandul deschis, oamenii puteau intra în strand. Numai că în momentul când vrei să scoți o autorizație de construire, pe zona respectivă să faci punct de investiție, trebuie să ai și accesul. Nu l-ai, trebuie să... Foarte interesantă povestea și cu standul. Dar în materie de entertainment, după ce veți finaliza această poveste cu zona de agrementă trași, va fi o realizare pentru primăria Steaua și pentru dumneavoastră personal la urmă urmei. Aveți în plan și altceva? Sau întâi să o exploatăm, să vedem dacă are succes și după aia vedem și altceva? Pentru că mă gândesc de fiecare dată și v-am mai întrebat ce are Gura Hmoli, care este o zonă, un oraș mult mai mic decât Suceava, nu? E reședință de județ, cu mult, mult mai mic. Ce are Vatra Dornei în materie de entertainment, ce vrea să facă Câmpul Lungu cu pârtia. Suceava, deocamdată, este văduvă. Această zonă de agrement, de altfel, foarte, de foarte mult timp așteptată, zic eu că nu va rezolva mare problema cu distracția pe timpul verii la Suceava. Clar, nu va rezolva, dar așteptăm și preluarea pădurii parc, a parcului Șipăte, pentru că ați văzut discuțiile și în Consiliul Local s-a inițiat un proiect de lege de către semnat de către toți parlamentarii suceveni, PSD, PNL, ALDE și chiar cei din minorități. Toți sunt de acord cu această preluare a parcului Șipote. Eu nu că poate sunt un pic sceptic. De ce? Dacă aș auzi într-adevăr că lucrul ăsta s-ar discuta și la nivelul grupurilor parlamentare și ar fi acordul și acolo cum PMP-ul și-a dat acordul. Deci, în urma discuțiilor avute la Consiliul Executiv Național, cu parlamentarii PMP, le-am explicat despre ce e vorba în parcul Șipote, ce se dorește. E o zonă care trebuie să fie clar a orașului Suceava, pe mai multe considerente. A fost a municipiului Suceava și înainte, în perioada comunistă, trebuie să revină înapoi la municipiul Suceava. Ei au spus că vor fi întru totul de acord, grupul parlamentar PMP va susține această lege. Ei, lucrul ăsta l-aștept eu și de la parlamentarii PSD și PNL. PSD și PNL, nu numai că sunt ei de acord cei de la Suceava de aici, trebuie să-și convingă și grupurile parlamentare. Legea așteaptă în Camera Deputaților și trebuie să fie... la comisii, ce puțin nu știu dacă era programată săptămâna asta, nu. Cu siguranță săptămâna asta nu, dar pe finalul... Tocmai dacă e ținută în sertare acolo și cineva trăgânează lucrurile, să facă numai o campanie electorală, să spunem, și să arate că gata, a însemnat, noi suntem de acord, dar nu e vina noastră. Ba da, ea trebuie dusă până la final dacă dorește într-adevăr să înțeleg pentru oraș. Parcul Șipote a fost unul dintre punctele din campania dumneavoastră electorală. A spus că era să... primul punct din campania mea electorală. N-am citit chiar, nu știu, toată platforma dumneavoastră pe de rost, nu mă știu exact care. Primul meu punct. Și atunci, nu știu dacă mai țineți minte, chiar foarte mulți colegi din media mi-au spus las-o moale cu punctul ăsta, pentru că tot dacă a fost și discutat și cred că și dumneavoastră a fost discutat și răzdiscutat. Nu e nicio șansă, nu se poate întâmpla nimic. Ei, totuși, e vreo șansă? Haideți, după ce s-a terminat campania electorală și s-au așezat și Consiliul Local, gata, toți au început să discute despre acest parc Șipote. Toți și-l doresc, toți vor să pară că a fost ideea lor. Foarte bine, nici nu țin neapărat că a fost primul punct pe platforma mea electorală să dea domnul să-l avem la Suceava. Există șanse. V-am spus... Dacă s-ar
și sper ca lucrul ăsta să se întâmple, să discute numai proiectul de lege pentru pădurea parc de la Suceava, atunci și dacă grupurile parlamentare mari, și aici vorbesc de PNL-PSD plus ALDE, dacă își vor da acordul, cum spun dumnealor, atunci cu siguranță vom avea. Am spus un pic, am un semn de întrebare, pentru că mai sunt într-adevăr cazuri în țară, orașe care își doresc în împrejurime pădurile din zonă, chiar Brașovul, după câte știu, Sibiu, unde tot nu se reușește. De asta vă zic, dacă ar fi o lege pentru Suceava, ar trece. Dacă s-ar discuta la nivel național trecerea mai multor păduri de genul ăsta, nu se poate face o lege specială pentru Suceava, o să vedeți. Doar cu ziua Bucovinei s-a putut face o lege pentru... Aici e vorba de o suprafață totuși mai mică. În celelalte localități probabil sunt suprafețe extraordinar de mari. Discutăm de Brașov, de Tâmpa... Sunt sceptic în privința trecerii parcului și poate la... Sunt sceptic datorită politicienilor de la vârf. Adică... Că nu-și vor da acordul ei. Mie mi se pare normal să treacă și să, dar dacă se vor gândi deja la ceea ce s-a întâmplat cu lacul Belina sau să facă anumite analogii, atunci cred că totul o să pice. Eu sper să nu gândească așa, pentru că aici va fi o chestiune complet legală. Parcul și poate cu siguranță nu va ajunge niciodată la un privat. Parcul și poate va fi amenajat ca o pădure parc. Cred că ați văzut și acele proiecte de hotărâri în Consiliul Local puse tot așa, un pic să se facă un pic de campanie electorală, puse de PSD, puse de PNL. Cu ce? Cu amenajarea acestui păduri parc. Deci noi nici nu-l avem, dar deja îl amenajăm. Amenajarea pădurii parc este clar legiferată, nu ai voie să faci decât poteci, căsuțe de lemn și punct, nu altceva, o zonă pur și simplu de odihnă, de agrement, De oxigenare. Zona urbană. Nu alte lucrări, construcții, terase, restaurante. Și n-ați votat în Consiliul Local ce veți face în Pădurea Parc? Ați votat. Poftim? Ați votat în Consiliul Local ce veți face acolo în Pădurea Parc, nu? Bun. S-a votat că... Asta e, dar nu pot să o iei... S-a dat o hotărâre de Consiliul Local, dar... De principiu, așa. Ați văzut pielea ursului din pădure, cu alte cuvinte. Într-un fel sau altul. Domnule viceprimar, luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim în câteva momente.